Europarlamentarul Monica Macovei ar putea deveni președintele Comisiei pentru relația cu Republica Moldova. Teodor Solojan a obținut funcția de vicepreședinte al Comisiei Economice, Rareș Niculescu pe cea de vicepreședinte al Comisiei pentru Agricultură, iar colegul lor, Cristian Preda, pe cea de coordonator al grupului Partidului Popular European în Comisia de Afaceri Externe. Pe lângă funcțiile de conducere ale comisiilor de președinte și de vicepreședinte, europarlamentarii negociază intens și pentru funcțiile de coordonator politic din fiecare comisie, au declarat reprezentanții PDL. We'll be right back.